Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Fericire și neprihănire. Ar părea că nu au nicio legătură unul cu altul. Dacă îi întreba pe copii astăzi, dacă îi întreba pe tineri astăzi în ce constă fericirea, cred că în niciun caz nu s-ar gândi că neprihănirea ar produce fericire. Lumea și diavolul oferă fericirea, dar nu în neprihănire, ci prin păcat. Vrei să fii fericit? Ai nevoie de droguri. Vrei să fii fericit? Ai nevoie de relații, ai nevoie de băutură, ai nevoie de desfrânare, de destrăbălare, ai nevoie de distracție, de divertisment. Vrei să fii fericit? Ai nevoie de libertate, adică lipsă de reguli, să n-ai nicio regulă, nicio normă, ceva care să-ți contureze viața într-un anumit mod. Însă, vedem în această seară, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că fericirea este legată în mod direct de neprihănire. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să înțelegi că fericirea este direct legată de neprihănire. Dar, pe scurt, vreau să prezint tocmai cele două cuvinte, neprihănire și fericire. Ce este neprihănirea? Ce este omul neprihănit? Cornilescu, așa cum l-am tradus și dacă afișăm versetul, apare și în limba italiană, ca să ne fie mai ușor să-l înțelegem. Proverbe 20:7. Cornilescu are o problemă, pentru că termenul acesta neprihănit capătă doar o valență religioasă, pur religioasă. Nu-l mai găsim în limbajul nostru obișnuit, om neprihănit. Nu, neprihănit, gata, ne duce cu gândul la un om religios, un om pios, un om evlavios, unul care se roagă. Însă termenul acesta nu are de-a face cu religia neapărat, nu-i strict legat de religii. Il giusto, adică cel drept, umblă în dreptatea lui. Pentru că s-ar putea că neprihănit înseamnă unul care se roagă, unul care vine la biserică, unul care... și putem fi religioși. Dar nu despre asta e vorba. Neprihănirea asta merge în două mari direcții. Una are de-a face cu caracterul, cu ceea ce ești. Are de-a face cu dreptate, dacă vorbim de dreptate. Pentru că cel neprihănit, cel drept, trebuie să umble în dreptate. În primul rând, o dreptate socială. Să fii drept, să fii corect, să fii cinstit, să fii integru, să fii adevărat, să fii real, să fii sincer. Are de-a face cu relațiile astea. Deci nu numai decât cu religia, cu a te ruga, a cânta și a citi Biblia. Și pentru unii asta înseamnă neprihănire. Ce are de-a face cu caracterul tău, cum te raportezi la semenii tăi. În Sfânta Scriptură găsim în Vechiul Testament, în mod deosebit, cele mai mari păcate în mijlocul poporului Israel, erau câteva. Unul era închinarea la Dumnezei străini, la Baali, și vom explica și asta, dar al doilea mare păcat era nedreptatea socială. Oameni care asupreau pe văduvă, pe orfan, pe străin, care nu făceau bine, oameni care furau, mințeau, înșelau pe alții, ca să adune de la alții într-un mod ilicit, legitim și fraudulos și așa mai departe. Neprihănirea sau dreptatea are de-a face cu caracterul, are de-a face cu modul în care te relaționezi cu cei din jurul tău, cu dreptatea socială. Și Dumnezeu spunea, eu n-am nevoie de cântări, eu n-am nevoie de jertfe, eu n-am nevoie de nimic, adică tu, omule, te raportezi la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu trebuie să te raportezi la mine. Rezolvă-ți problemele cu semenii. Ți-aduci darul la altar, gândește-te care sunt relațiile cu semenii, adică stai și vorbești împotriva fratelui tău. Dai drumul gurii la rău, faci tot felul de vicleșuguri, vrei să înșeli, vrei să minți și apoi vii și te închini. Nu-mi trebuie, mi-e scârbă de jertfele tale, spunea Dumnezeu.
Religia ta este zero, adică te păcălești singur și crezi că îi păcălești și pe alții. Nu merge asta. Cel neprihănit e în primul rând ceva care are de-a face cu dreptatea, cu caracterul, cu dreptatea socială, cu modul în care te relaționezi cu oamenii din jurul tău. Are de-a face cu caracterul, dreptate socială. Neprihănirea, apoi, însă, nu înseamnă că nu are de-a face și cu, spunem noi, relația pe verticală, relația cu Dumnezeu. Și asta, neprihănirea are de-a face și cu credința. Mi s-a explicat deja, asta înseamnă noi, la neprihănire ajungem prin credință. Dar ce este credința? Este acea relaționare cu Dumnezeu, dreptate spirituală. Adică atunci când spui dreptate, când spui drept, vedeți, e greu să ai un standard. Ce este drept? Ca eu să verific un lucru dacă este drept, am nevoie de un dreptar. Am nevoie de un standard care să mă indice. Eu trebuie să raportez la ceva. De unde știu eu că peretele este drept? Trebuie să am un dreptar cu care verific peretele dacă este drept. Și atunci, din punct de vedere spiritual, care este dreptarul nostru? Scriptura Cuvântului Dumnezeu este dreptarul lui Dumnezeu. Ne raportăm acolo, vedem dacă noi suntem drept sau nu. În raport cu opiniile oamenilor, în raport cu părerile oamenilor, cu așteptările oamenilor, cu ceea ce gândesc oamenii, s-ar putea ca noi să fim drept, să fim corecți. Dar în raport cu dreptarul lui Dumnezeu, ni s-a citit deja, nu este niciun om neprihănit, perfect, drept, 100%, să n-aibă nicio greșeală. De fapt, termenul neprihănit, așa cum îl prezintă Cornelescu, este un om fără prihană. Prihană înseamnă cusur, înseamnă defect. Neprihănit, un om care nu are defecte. Și Biblia ne spune că niciun om pe pământ născut din femeie nu-i să n-aibă nicio greșeală, să n-aibă niciun defect, să nu aibă niciun cusur. Dar asta nu înseamnă că de acum tot n-avem nicio, tot nu avem drept, n-avem niciun fel de problemă la capitolul acesta. Să recunoaștem, chiar dacă suntem greșiți, chiar dacă nu putem fi drepți 100%, totuși, chiar dacă nu suntem perfecți, tindem spre perfecțiune. Iubim perfecțiunea și dorim să ajungem să trăim în dreptatea cerută de Dumnezeu. Dar dreptatea asta spirituală, să o numesc așa, are de-a face cu credința. Spuneam de închinarea la idole, asta era o mare problemă în poporul Israel, să te închini la alt Dumnezeu, la modul în care te raportezi la Dumnezeu, îl uiți pe Dumnezeu și să îndrepți privirea spre altceva, fie ceea ce ai făcut tu cu mâinile tale, lucrau ei la balii lor, fie la Dumnezeu pot fi atâtea și atâtea lucruri și s-a mai vorbit despre închinare la idole. Modul în care te raportezi la Dumnezeu, neprihănirea are de-a face cu caracterul, și neprihănirea are de-a face cu credința, modul în care te raportezi la Dumnezeu. Recunoști că de la Dumnezeu le ai toate, recunoști că pentru Dumnezeu trăiești și recunoști mai apoi că într-o zi de faptele tale nu vei da socoteală în fața unei instanțe de tribunal, nu vei da socoteală înaintea unui comitet de biserică, ci de faptele tale, de gândurile tale, de atitudinile tale, vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este judecător. Și El este un judecător drept. Și El va pune dreptarul. Și crede, așa cum spunea Ioan Botezătorul, acela și are lopata în mână și va curăți cu desăvârșire aria. Adică va face totul perfect, nu va mai fi nimic, nimic spurcat, nimic întinat, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea noi astăzi suntem chemați să trăim o neprihănire prin credință. Și asta înseamnă să-L acceptăm pe Domnul Iisus să ne ierte păcatele. Să-L chemăm pe Dumnezeu să ne curățească, să ne îndreptăm, să ne pocăim de păcate și pocăința are de-a face cu îndepărtarea păcatelor din viața noastră. Dumnezeu să ne ajute. Dar mă apropii de încheiere spunând apoi și ceva despre fericire. Ferice de copiii Lui după El. Cel neprihănit, cel drept, cel credincios, oferă un cadru copiilor, familie și în seara aceasta avem binecuvântări de copii. Și sunt cel puțin două fericiri de care pot avea parte copiii celui neprihănit. În primul rând, fericirea de a avea un cadru, un mediu în care să se dezvolte, să crească. E totuși o mare diferență să trăiești într-o familie care vine la biserică, o familie care se roagă la masă, se roagă înainte să se culce,
O familie care vorbește frumos, o familie în care nu se dau bani pe tot felul de lucruri, pe băutură, nu stau beți, nu stau drogați, nu stau mereu în ceartă, mereu în bătăi și putem, fiecare putem avea în mintea noastră, cred că avem tot felul de exemple, familii destrămate, divorțați, copii, nici nu mai știi cine și cu cine și ai cui sunt, căsătoriți, recăsătoriți, iar căsătoriți, iar tot felul de, pot fi tot felul de situații de felul acesta. Ce mare fericire să te naști, să crești într-o familie normală, cu doi părinți care se iubesc, doi părinți care îl iubesc pe Dumnezeu, doi părinți care nu se ceartă cu vecinii, care nu își dau în cap nici ei între ei, nici ei cu alții, nu sunt în conflict cu alții, au la rândul lor prieteni, trăiesc într-o comunitate, sunt prietenoși cu cei din jurul lor și asta este o mare fericire. O fericire de care noi ca părinți suntem responsabili. Ca părinți să ne înțelegem unul cu altul, ca familie să ne înțelegem cu alte familii, să trăim în cadrul unei comunități, să ne aducem aporturi și să ne bucurăm să fim uniți într-o biserică. Asta cred că este una din marile fericiri, fericire de copiii lui după el, pentru că au avut un cadru, un mediu în care s-au putut dezvolta. Și asta înseamnă apoi protecție, înseamnă binecuvântare. Dar în al doilea rând, o altă fericire este fericirea de a avea un model. Cred că asta este una din marile crize ale societății în care trăim. Criza de repere, criza de modele. Să ai un model în tatăl tău, în mama ta, cum se roagă, cum se închină, cum îl caută pe Dumnezeu, cum face bine altora, cum se implică în proiecte utile, frumoase, cum nu pierde timpul la bârfie. Și eu stau numai dacă mă gândesc acum, îmi amintesc când eram copil în biserică, nu era cam cum e acum. Frații erau mult mai atenți la bârfă și la asta. Cum începea unul să vorbească ceva, imediat era comitetul pe ei. Ai spus, da, se numea înfățișare, hai la înfățișări. Cum e să trăiești, să auzi numai de înfățișări? Un copil să trăiască numai înfățișări, vine al comitetul, ai spus despre, am spus despre, n-am spus cu mâna pe Biblie, jur să mă, nu știu ce să-mi facă Dumnezeu, că... Să trăiești în așa fel încât să oferi copiilor tăi un model, un exemplu. Un model, un dreptar, să aibă un standard, să aibă acel standard în tată, în mamă, copiii să găsească un standard de dreptate, modul în care se relaționează unul cu altul și apoi cu cei din jurul lor. Despre asta este vorba aici, cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Asta înseamnă că între neprihănire și fericire este o relație directă. Fericire este o consecință a neprihănirii. Când umbli în neprihănire, când iubești dreptatea, când iubești mila, când faci bine altora, când îți exprimi bunătatea, îți arăți bunătatea față de alții, toate astea au efect și nu numai efect asupra ta, toate astea au efect și peste generații, și peste copiii tăi, și peste copiii copiilor tăi. Pentru că ai oferit în primul rând un cadru în care copiii să crească și ai oferit apoi un model, un exemplu. Copiii, oricum, vor lua exemple, vor lua modele. Bine ar fi ca modelul copiilor să nu fie în altă parte, ci să-l aibă în propria casă. Cred că aceasta este una dintre cele mai mari responsabilități pe care le avem ca părinți, să fim un exemplu bun pentru copiii noștri. Ferice de copiii lui după el. De cel neprihănit, cel care umblă în dreptate, cel care umblă în integritate. Dumnezeu să ne binecuvinteze!